Pentru ca primăria să poată accesa fonduri europene pentru mobilitatea urbană, societatea de transport în comun Transbus va trebui să devină rentabilă, adică să aibă minim un leu profit. Din acest motiv, parcul auto va avea nevoie de un număr mai mare de autobuze. În bugetul municipal aprobat ieri de consilierii locali sunt prevăzute și sumele necesare pentru primele achiziții. Vom lua cel puțin 15 autobuze și sper în partea a doua anului să mai cumpărăm cel puțin 15. Second hand cu motoare Euro 5, care să întărească acest Transbus, care și ăsta a avut de suferit extraordinar de mult în ultimii ani. Spre nemulțumirea transportatorilor privați, mărirea numărului de autobuze va însemna și o concurență puternică pentru transportul de persoane cu maxi-taxi. Vom putea concura foarte serios actualul sistem cu maxi-taxi, care circulă tot pe liniile principale și a fost aprobat în Consiliul Local pe linii secundare, dar liniile secundare au fost desemnate ca fiind tot liniile principale. Când nu există alte deci există o concurență neloială pe această piață, încercăm prin creșterea transbuzului, prin îmbunătățirea transportului ei, să fim extrem de competitivi. Odată cu introducerea pe trasee a unui număr mai mare de autobuze, automat timpii de așteptare se vor micșora considerabil. În acest fel, buzoienii vor avea posibilitatea reală de a alege între transportul urban privat și cel oferit de Transbuz în funcție de raportul preț-confort oferit de cele două variante de deplasare în municipiul Buzău.